Încă un succes pentru sportul mehedințean. Secția de judo a clubului sportiv Drobeta Turnu Severin a înregistrat o nouă performanță după participarea la finala campionatului național sub 14 ani, masculin și feminin individual. Clubul sportiv municipal a fost reprezentat de 3 sportivi, 2 fete și un băiat, și spre marea noastră satisfacție, fetele au reușit să-și domine categoriilor de greutate, devenind campioane naționale. Nominalizez, este vorba de Vâlvoi Denisa la 40 de kg și Argin Diana la 48 de kg, sportive care au câștigat toate meciurile la Ipon, înainte de limită, devenind încă o dată campioanele României. De asemenea, am avut și la băieți un reprezentant la 46 de kg. Mircea a reușit să obțină locul 7 și a depășit pregătirea, dar pe de altă parte putea chiar mai mult. Evenimentul s-a derulat în Râmnicu Vâlcea, participând 40 de cluburi din întreaga țară. Astfel, într-o competiție aprigă pentru a se întoarce în județ cu un trofeu, judoca severinen muncesc din greu, iar rezultatele nu sunt întâmplătoare, ci sunt o confirmare a talentului acestor copii, care sunt dedicați sportului și care aleg să se pregătească în sala de judo și iubesc competiția. E muncă de ani de zile. Sportivii care își doresc să facă performanță vin de la vârstă fragedă și continuă cu antrenamente aproape zilnice, în vacanțe, de câte ori se poate, pentru maestrie sportivă, pentru a crește permanent în valoare. Competițiile în care vor fi implicați judoca severinen vor continua și în următoarea perioadă, cu întreceri din ce în ce mai motivante pentru tinerele speranțe ale sportului mehedințean. În primul rând este vorba de Cupa Europeană de Cadeți, care se desfășoară la Ploiești săptămâna următoare. Este o competiție la care sportivii pot să puncteze, să crească în clasamentul ranking al Federației Internaționale și Uniunii Europene de Judo, ceea ce ar însemna reprezentarea clubului și a țării, a României, la campionatele europene de cadeți care se desfășoară în vară. Pe de altă parte, la jumătatea lunii mai, la Craiova, se va desfășura etapa națională, campionatul național de junior 4, e vorba de under 15, competiția la care finaliștii vor reprezenta România, vor fi selecționați în echipa României pentru campionatul balcanic. În cadrul acestei competiții, clubul sportiv municipal pare să aibă cele mai mari șanse prin sportivele Ana Maria Vladu și Diana Argint, iar la Ploiești, principala speranță a judoului severinean este cotată a fi Mariana Stroiana, campioană națională la categoria ei de vârstă.